Eli Fernandez e eroul la mediaș. Atacantul a înscris în prelungiri golul cu care Gazmetan a învins-o pe Poliaș. Gazdele au avut ocazia să tranșeze meciul și până la reușita din minutul 91. În prima repriză, arbitrul Antoan a dictat penalti după un hands făcut de Gallego. Coprea l-a citit însă pe Marius Constantin și a apărat. Moldovenii nu au contat deloc în atac și frustrarea s-a văzut și în reacțiile lui Andrei Cristea. De Carol a fost înlocuit cu Enoch în minutul 72. Gazmetan Poliaș s-a terminat 1-0. O victorie meritată. Dacă ținem cont de că am dat gol în ultima secundă sau în ultimele minute, sigur, am avut noroc și ne-a ajutat Dumnezeu. Am luat un gol pe final, este, eu știu, tristețe, pentru că am muncit 94 de minute și am dat cu piciorul la un punct. Un punct bine meritat pentru noi.